Am revenit, stimați telespectatori, așa cum am spus, în partea a doua îl avem alături de noi și pe Cosmin Dormanțu. Bună seara, Cosmin, bine ai revenit. O să fac așa un scurt istoric. Polițistul Paul Ferroiu, luptător SAS, a antrenat extrem de mulți colegi. În plus de asta, a adus extrem de multe trofee către Ministerul Afacerilor Interne, a reprezentat România în extrem de multe competiții naționale și internaționale. Un bun profesionist. Un bun profesionist care, în momentul în care, iată, unul dintre șefii de la Gorj, ca să spun așa, a spus ce trebuie să facem ca să avem profesioniști, da? Trebuie să avem pregătire, trebuie să avem o ținută, trebuie să avem un comportament civilizat. Iată pentru ce plătește Paul Ferroiu, pentru că și-a dorit să se pună un plan pe care chiar șeful i l-a cerut. Evident că acest lucru a deranjat. Pe cine? Nu știm. Știm doar că de 4 ani, iată, nu reușim să facă nimic, Paul. Nu reușește să-și îndeplinească dorința de a munci corect, că nu cere nicio mărire de salariu, nu cere nici despăgubiri morale, nu cere nimic altceva decât să muncească acest polițist. Bun. Acum o să vă rog să fiți atenți la următorul material pe care Paul ni l-a pus la dispoziție și o să îl comentăm cu toții. Urmărim împreună. Acum mă rugă să vă întreb, pentru el, nu? Când v-a cerut Despescu să mă dați afară, înainte de a face minuta aia, de a le pune pe doctorii să-ți facă minuta, să mă dea cu minuta știi afară? Sau în ziua în care ne-am văzut la poliție. Când a vorbit când cu doctorii... Când a plecat de aici, ăla-i moment. Când a vorbit cu doctorițele să facă minuta aia. Da, mă, când ai mers cu mine acolo. A, nu, dar în ziua aia. În ziua aia, dimineața. A fost la prima oră. Înțelegi? A fost. Și am zis, domnul ministru, zic, nu e... A luat-o personal. Nu e o chestiune, nu cred că asta este chestiunea în clar. Eu am propus atunci. Eu cred că noi avem o instituție psihologică, ei cu oamenii de specialitate să ia o hotărâre și cu asta basta. Nu să ia de la IGPR, de la dreapta. Dacă v-a cerut dumneavoastră să mă dați afară în dimineața aia, tot el a vorbit și cu doctorița. Că nu dumneavoastră ați vorbit. Eu să vorbesc cu doctorița, nu știam, eu m-am trezit cu ele acolo. Adică când am mers acolo, am văzut pe stânga-dreapta cine era acolo în sală. Da. Ce să... Și prin minuta aia voia să vă fac pe să mă dați afară. Da, să fac demersul. Și a zis, domnul, nu fac, puteți să faceți ce vreți. Eu nu fac așa ceva. Nu, am luat-o personal. Uite, cum da. Pot să fac treaba asta în condițiile în care, ca să poți să fii dat afară, sunt niște pași, băi, frate, care urmează, nu așa, hai, ieși afară. Da, eu nu înțeleg ce tu au avut să vă ceară să mă dați afară. El a băgat-o repede înainte, așa, iar pe ăsta du-te acolo, vezi că te așteaptă și așa, așa, așa. Afară cu el. Nu, a luat-o personal. Eu zic că nu e bine. Dar bine, mă, personal la tine, personal la ăla de la care l-a dat. Ăla, nu știu, de la Info, pe toți. Nu știu ce să zic. Acolo, da. Da. Ăștia. Dar la mine a luat-o personal. Nu știu ce să mai aibă cu tine. Nu-l înțeleg nicio. Nu mă înțeleg. Dacă pun la testul, dacă pun la testul, ce mai dorește mai? Nu vedeți de 3 psihologi de la centru, special. Sau să motiveze de ce nu ești bun. Că nu e bun, dar cum să fie. Eu așa îți vedea. Am încercat să mă bage și aici, de atâtea ori, că dintr-un jocul lor să mă ia cu tine. Cam așa le pot să fie, doamne, poate greșesc, mă lec cu cătușele, fac drogată. Iată, acesta a fost materialul pus la dispoziție de polițistul Paul Ferroiu. Vă întreb, doamna ministru, ce ați face în momentul în care ați observa că un subaltern cere la comandă ca un polițist să fie dat afară? Ce-am mai făcut și altă dată. Vreau să spun că dacă aș mai avea ocazia să mă întorc la Ministerul de Interne, primul om pe care l-aș elibera de responsabilități ar fi domnul Despescu.
Nu știu ce poziție are domnul Babuș. Subsecretar de stat? Nu. Este pensionar, este președintele federației pe care eu o reprezint în calitate de director de comunicare și purtător de cuvânt. Discuțiile lui Paul cu Babuș sunt informale. Babuș nu are puterea să dea niciun om afară și nici să bage vreun om în minister. Poate da, doar și să... spus că nu a făcut treaba asta și a recunoscut în cadrul emisiunilor noastre, pentru că au fost extrem de multe emisiuni făcute cu polițistul Paul Feroiu și a spus de fiecare dată că Paul Feroiu are dreptate. Totodată mai sunt lideri de sindicat care au vorbit întotdeauna și au spus de atâta ori că Paul are dreptate. Are dreptate. O să rog, numai o secundă, Paul. O secundă, te rog frumos. Paul, o secundă. O secundă. Am înțeles. Am înțeles. O secundă, o secundă. Vreau să-i rog pe colegi, insistați, vă rog frumos, la domnul secretar de stat Despescu să intervină. Sunați-l de pe alt telefon dacă ne-a blocat numărul. Precizez că colegii mei l-au sunat de 7 ori, sună în continuu. Încercați de pe alt telefon și dați telefonul direct în platou. Domnule secretar de stat Despescu, consider că pentru transparență ar trebui să confirmați aceste lucruri sau să le infirmați. Totodată, cred că în momentul în care deținem o funcție importantă în stat și în Ministerul Afacerilor Interne, pentru corectitudinea și pentru respectul pe care ar trebui să-l aibă subalternii dumneavoastră, ar trebui să aveți demnitatea și onoarea că îmbrăcați o uniformă militară și totodată aveți această funcție, să intrați și să vă asumați acest lucru de a comunica în fața națiunii că aveți o problemă cu Paul Feroiu sau nu aveți o problemă cu Paul Feroiu. E simplu. Domnul Diniță, cum vedeți treaba asta? În condițiile în care dumneavoastră sunteți un om care, iată, de 9 ani, cariera dumneavoastră a fost pusă așa cum a fost pusă de acești oameni care au fost întotdeauna în vârful ministerului. Cariera dumneavoastră, practic, a fost ucisă, deși foarte, foarte multe merite în poliția rutieră vă aparțin. Despre asta este vorba. Exact. Oameni care pleacă din instituție după ce au servit-o și și-au desfășurat activitatea cu profesionalism și dragoste de instituție, pleacă din instituție aruncați, azvârliți, cu un gust amar. Și care nu pot uita trauma asta, pentru că presupun că se tot întreabă unde au greșit. Când domnul Feroiu, nu pot să... ia exact același lucru. Numai că, vedeți, dumneavoastră are șansa să poată să lupte. Eu n-am mai avut ce șansă să lupt, că aveam deja dosar penal și toată lumea a spus, la revedere, să nu te mai văd în viața mea. Apropo că mi-am adus aminte de o afirmație a lui Cristi Ciocan. În 30 aprilie 2014, un inspector general Poliției Române la momentul respectiv, pe care îl apreciem amândoi, eu nu, cu ghilimele de rigoare, mi-a spus... Pentru mine nu există. Ai nenorocit numele sau... Ai nenorocit... Că poate nu-i faceți așa rău, adică nu știu, mă gândesc. Da, da, da. Ai reușit să nenorocești 25 de ani de muncă a Poliției Rutiere. În ce sens? Cum e să fie... Vă spun eu, domnul Tobă! Păi... Da. Dacă am ajuns în punctul ăsta, să nu mergeți după fentă. Domnul Despescu nu era atunci decident când a fost destituit domnul Diniță. Când Vali Mihai, care conducea Agvila, unitatea de intervenție de elită a Ministerului de Interne, a fost destituit, nu era domnul Despescu. Era vorba de o altă echipă, atenție, care a făcut rău și care continuă să facă rău chiar dacă nu mai există la Ministerul de Interne. Domnul Diniță... Da, Paul, te rog. Sunt două aspecte aici. Unu, domnului Babuș i s-a cerut să fiu dat afară când era în Ministerul de Interne. Domnul Babuș era secret. Era consilierul lui domnul Păduraru când i s-a cerut de către domnul Despescu să mă dea afară, de să se înțeleagă. Iar perioada cu Mihai Valeriu mi-a fost șef atât la SAS București, cât și după când a fost numit de doamna ministru Carmen Dan
a fost pus subsecretar de stat pe ordine publică și am fost cooptat de dânsul să facem acele schimbări. Dar domnul Babuș avea o calitate importantă, era consilierul domnului Păduraru când domnul Despescu i-a cerut. Deci nu era nei ca nimeni în minister. Numai puțin, Paul. Consilierii secretarilor de stat pe dialog social nu pot face angajări și nici destituiri. Nu de acolo vine problema. Problema cu tine este următoarea, ca și cu Elvis Măceșanu, lider de sindicat, la Dolj, care trece prin aceleași probleme. A plecat de la... Are avocatul meu, a câștigat. A câștigat. Dacă îi rog pe toți polițiștii care au astfel de situații să ne scrie, iată, este adresa de mail pe ecran. Domnul Cosmin Dorobanț, cum vi se pare treaba asta? Ce nu este pentru prima oară când aud că în poliția română sunt abuzuri. Am văzut acolo primele abuzuri au fost cu retragerea vizului Ornis. Acum văd că se practică această planificare la testarea psihologică a polițiștilor care sunt vocali și care sunt demni și care au curaj să vorbim de psihologi ceva. Care sunt toți sub comanda normal fiecărui inspector de poliție. Vorbiți de domnul Despescu, știți foarte bine că acum, uzitează fiecare inspector când s-a întâmplat scandalul de la 2 mai, eu l-am făcut la televiziunile naționale, l-am făcut vinovat pentru că nu există proceduri. Atunci când nu există proceduri într-o instituție, vinovat este managementul. Dacă procedurile sunt proaste, managementul este de vină. Toată lumea a sărit în apărarea domnului Despescu că nu e adevărat, e un polițist foarte bun, dar nimeni nu are curajul să se ia de domnia sa. Ce face Paul Feroi acum și prin ce trece? Da, doar tu și te felicit pentru curajul și demnitatea de care dai dovadă. O să rog încă o dată, iată, rog public, domnule Despescu, dacă doriți, aveți dreptul la replică, dacă nu doriți să răspundeți colegilor mei, cel puțin puteți suna. Iată, primul număr de telefon este cel al redacției, unde puteți intra în direct. Nu va intra, pentru că nu are curajul domnului Paul Feroi să intre să vorbească cu noi, poate i-am pune și noi niște întrebări legitime, poate că... Nu știu, eu l-aș întreba pe domnul Despescu, pentru că, iată, am avut și un coleg aici la postul Nașul TV, care făcea emisiuni interesante și care, culmea, are lucrarea pe care dumneavoastră ați plagiat-o, domnul Mihai Marcoci. Domnule Despescu, ați preluat, eu știu așa că la orice doctorat putem prelua o parte pe care o putem face. Știu că aveți acordul domnului Mihai Marcoci, dar nu să copiați în detaliu. Drept urmare, aș vrea și un răspuns în treaba asta, pentru că nici măcar parchetul, nici Academia de Poliție, nici nimeni nu ne răspunde despre treaba asta. Poate aveți dumneavoastră demnitatea de a ne da, iată, o replică publică și în acest sens și sper ca CNA-ul să se implice ca, iată, să avem dreptul la informații și la o bună informare către societate. Cred că CNA-ul, așa cum, iată, a luat atitudine pentru jurnalista Anca Alexandrescu, să facă și pentru Nașul TV acest lucru. Iată cât de importantă este, și aici vă spun, dragi membri CNA, și dumneavoastră aveți copii, și dumneavoastră vă deplasați pe stradă, și dumneavoastră sunteți într-o funcție în care în acest moment sunteți, dar poate peste an nu sunteți, și aveți nevoie de siguranță pe stradă. Totodată, cred că nu putem să fim niciunul protejați că suntem cu tare sau suntem cu tare. Cred că întreaga societate are nevoie de siguranță. Revin puțin. Dumneavoastră, doamna ministru, a spus că dacă ați fi ministru acum și ați vedea acest lucru, clar l-ați da pe Despescu afară. Mai există vreun reprezentant în Ministerul Afacerilor Interne care n-ar mai trebui să fie? Pe cine ați mai da, de fapt, afară? Având în vedere că, iată, vorbim de extrem de multe lucruri. Și aici, pe lângă toate problemele pe care eu le-am aflat de la polițiști, pentru că sunt extrem de mulți care vin exact în momentul limită, când nu mai suportă, când văd foarte clar că sunt sindicate care nu le fac dreptate, care pur și simplu ignoră. Vin și ne spun povestea și de multe ori nu au toți curajul pe care îl are Paul Feroiu. Pentru că au familii de întreținut, pentru că au copii la școală, pentru că au atâtea și atâtea probleme. Au părinții, probabil, au credite și așa mai departe. Pentru că aici vorbim de o gestionare a situației, astfel încât polițistul să nu mai poată să crâșnească în fața șefilor. Când, iată, ai alte facilități la bancă și te trezești cu un credit și pe urmă ai represiunea că nu mai ai certificatul Ornis, drept urmare, nu mai ai același salariu sau nu mai beneficiezi de același statut, nu mai ai aceleași beneficii, te gândești ce faci cu copilul tău. Și atunci, iată, eu cred că aici sunt sforile prin care polițiștii sunt ținuți.
să execute ordine. Așa este. Când vorbim de o direcție de sănătate care există în Ministerul Afacerilor Interne, de Interne, și vorbim de secretarul de stat Raed Arafat, care stă de mulți ani acolo, când vorbim de polițiști care nu reușesc să-și facă analizele pe care ar trebui să-și le facă în mod corect și clar, că avem nevoie de polițiști sănătoși, da? Ei participă la diverse acțiuni unde se pot infecta de HIV, da? Se pot infecta de alte boli, de hepatite și așa mai departe. Vorbim de extrem de multe lucruri pe care nu le au în dotare. Siguranța lor nu există, dar în minte a cetățeanului. Vorbim de mașini care de multe ori le vedem pe stradă și ne gândim cum naiba să mai deplaseze oamenii ăștia cu ele. Și cum să facă față unora care fac liniuțele astea, pacii pe Calea Victoriei. Nu vreți să vedeți ce se întâmplă, sau la, în Piața Constituției, sau în Piața Victoriei. Se întâmplă peste tot lucrurile astea și în marile orașe. Sunt bulevarde întregi care se închid pe timp de noapte, ca așa hotărăsc inspectorii șefi de poliție. Totodată vorbim de aceste, mă refer la Direcția de Sănătate în special, care se referă la polițiști. N-am înțeles și nu pot să înțeleg niciodată ca cetățean român. Cum se poate, în condițiile în care am avut o structură foarte bine aranjată în România, în care existau clinici pentru MEAI, tot ce înseamnă angajat MEAI, existau clinici pentru MEAPN. În acest moment am rămas surprinsă să văd că extrem de multe contracte ale Direcției de Sănătate MEAI sunt către diverse firme private. Ceea ce înseamnă că, iată, dumneavoastră ne-a spus la începutul emisiunii că vorbim de o deficiență de buget a acestui minister și că, iată, nu se pot face multe lucruri. Este evident că vorbim de o mare problemă a deficienței de buget în condițiile în care banii ăștia se duc către clinici private. Ar fi interesant să vedem și acest aspect și bănuiesc că îl cunoașteți în calitate de fost ministru al afacerilor interne. O mențiune înainte să răspund, doamna ministru. Raed Arafat nu stă, este ținut acolo în funcție, Gabriela. Reprezintă acest departament, din câte știu eu. Mă provocați, doamna Carițescu. Nu vă provoc. Vrem să aflăm cu toții și, în plus de asta, vrem să afle toți polițiștii de ce, iată, siguranța lor în sănătate nu există. Sunt extrem de mulți polițiști care nu și-au făcut analize de ani de zile. Extrem de mulți polițiști care nu și-au făcut examenul psihologic. Doar cei care sunt de exterminat și de exclus din sistem, ăștia trebuie să se ducă să-și facă examenul ăsta psihologic zilnic, dacă se poate, din oră în oră sau din minut în minut, pentru unii. Știți cum, punând în căsuțe deasupra lor niște șefi care sunt total aserviți politic, care pentru o funcție, un grad, îndoaie genunchii și nu se uită în spate și uită, de fapt, care e rolul lor și care ce ar trebui să reprezinte profesia. Dar să revin. Mă întreb ce ar trebui să simtă un polițist sau să crească un polițist onest din stradă, de exemplu, dacă pentru el autoritatea ministrului nu există. Ce ar trebui să facă? Nu asta mi-a spus ministrul, dar bineînțeles. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să stau de vorbă cu oamenii din stradă. Eu nu m-am bazat doar pe ce spuneau șefii. Pentru că de acolo primești răspunsuri reale despre situația care se întâmplă în teren și poți să iei decizii corecte, una la mână. Din nefericire, pentru că vorbeam de domnul Despescu, nu l-aș fi eliberat pe domnul Despescu de responsabilități pentru că am aflat ce se întâmplă cu domnul Feroi. Dacă m-ați fi întrebat înainte să știu despre această situație, v-aș fi răspuns la fel. Pentru că, fiind legată de această instituție, la mine ajung informații. Oamenii spun cu teamă, cu proasta calitatea poliției. Oamenii transmit informații și eu înțeleg că le este frică. Spuneam mai devreme că aceasta este o meserie pe care o faci cu vocație. Eu am spus de foarte multe ori în timpul mandatului. Nu pot disocia imaginea unui polițist, a unui jandarm sau al unui pompier de vocația pentru această meserie. Revenind la domnul Arafat. N-am avut o colaborare extraordinară cu domnul Arafat, pentru că domnul Arafat cumva
privește responsabilitățile sale și și-a construit încet, încet, sau cel puțin încearcă să construiască un minister în minister. Inclusiv prin această direcție medicală care este foarte stufoasă. Întrebarea pe care mi-am pus-o și când eram ministru a fost de ce este necesar să existe această direcție, având în vedere faptul că erau și doi oameni pe un post la un anumit moment în garda domnului Arafat, în condițiile în care Ministerul Afacerilor Interne gestionează spitale, gestionează policlinici, are un sistem medical. Asta cu achizițiile este o altă discuție, pentru că pe mine mă leagă niște amintiri destul de tensionate din perioada în care am găsit pe site-ul Ministerului de Interne achiziție de ambulanță, atât pentru Ministerul de Interne, respectiv pentru SMURD, cât și pentru Ministerul Sănătății. N-am putut să înțeleg de ce trebuie să facem noi achiziții de ambulanțe în condițiile în care Ministerul Sănătății este ordonator principal de credite și poate să facă lucrul acesta, tocmai pentru că era o necesitate. În acest moment vorbim despre un parc la Ministerul Sănătății, respectiv în curtea Serviciului de Ambulanță Național, deficitar în proporție de 80%. Deci e necesar să fie dotată ambulanța română cu ambulanță. De ce a trebuit să le facă Ministerul de Interne? Nu am înțeles. La momentul respectiv... Cui aparțin aceste ambulanțe SMURD? Ministerului Afacerilor Interne sau Fundației SMURD? Ambulanțele SMURD sunt deservite... Știți de ce întreb asta? Pentru că există o confuzie pe care o ridică oamenii și întreabă: domnule, vedem Fundația SMURD, vedem totodată ambulanța SMURD, care este sub umbrela Ministerului Afacerilor Interne. Ne întrebăm cu toții, de când poliția trebuie să se ocupe de sănătatea românilor și nu Ministerul de Sănătate? De când trebuie să avem extrem de multe salvări SMURD în condițiile în care și înainte... extrem de puține ambulanțe. Da, în condițiile în care înainte, când sunai la salvare, îți venea salvarea cu medic acasă. Acum nu-ți mai vine. Acum, dacă ai noroc, cine știe când să prinzi o salvare cu un medic. Ar fi interesant dacă ați invitat la o emisiune un reprezentant al sindicatului ambulanței. Ați aflat lucruri interesante. Revin. Aș vrea să mai precizat, minister în minister, e pentru prima oară când aud asta, stat în stat, practic? Da, pentru că cumva s-a creat impresia că domnul Raed Arafat este de neînlocuit. Este singurul care poate să gestioneze departamentul pentru situații de urgență. Eu vă spun cu toată asumarea că Departamentul pentru Situații de Urgență este un sistem care poate funcționa foarte bine și fără Raed Arafat. Eu vă spun că poate funcționa fără doar și poate, în condițiile în care, vă dau exemplu din 1 aprilie 2021, când prin sistemul acesta 112, implementat de domnul Arafat, a durat ca sistem integrat polițistul să ajungă la zona crimei 23 de minute, în condițiile în care vorbeam de centrul Iașului. În condițiile în care un cetățean sună la 112, deci eu vă spun că acest sistem nu funcționează și vă și dau de ce, și a existat proba pe care am dat-o în cadrul emisiunii și pe care, culmea, atunci întreaga presă a preluat-o. Este inacceptabil ca un om care sună la 112 și dă informațiile să ducă același dialog la nesfârșit cu polițistul, după care să ducă același dialog cu cel de pe salvare, în condițiile în care vorbim de un sistem integrat. Când vorbim de un sistem integrat, eu consider că o informație automat ar trebui să plece și către poliție și către salvare. Și nu ți-a 23 de minute să ajungi la fața locului a unei crime. În plus de asta, iar la fel, este o lipsă de pregătire când la telefon omul care sună la 112 spune foarte clar că stă cu cel care și-a omorât mama. Și știi că este, din punct de vedere emoțional, stabilizat,
Nu pui în pericol polițistul care se duce la fața locului să aibă o atitudine agresivă când știi că acel om este liniștit, ci îți pui omul în valoare astfel încât să nu pățească el o crimă. Da? Un om care a omorât poate să omoară chiar și un polițist. O altă problemă care nu funcționează la 112 este aici în București. Într-o seară la ora 12 noaptea, aici la pasajul Universitate, unde sunt extrem de mulți tineri care se droghează, din păcate, că asta este realitatea, că vrem sau nu vrem, asta se întâmplă. Mi se pare absurd, în momentul în care în fiecare zi vorbim de droguri pe la toate televiziunile, să nu avem o patrulă de poliție care să gestioneze, în primul rând, deplasarea în siguranță a părinților care se duc copiii la oră târzie. Pentru că sunt multe situații în care te duci la două joburi și te duci și ție copilul de la părinți și așa mai departe. Păi nu mai avem, doamna Calisescu, pentru că nu mai clar, avem poliție. Unui pericol. Deci nu există nimic la locul lui, din punctul ăsta de vedere al trebuie să faceți serviciul. O diferență importantă și, doamna Minschi, pentru că ați înțeles foarte bine cum funcționează acest minister. Sunteți unul dintre puținii miniștri care au înțeles cum funcționează ministerul. Și eu vă spun pentru că sunt din interiorul sistemului și înțeleg la fel de bine ca și unii dintre noi cum funcționează ministerul. De aceea v-am apreciat și continuu să o fac și vom continua să o facem, pentru că în momentul în care dumneavoastră ați hotărât să vă dați demisia, urmarea faptului că se anunța remanierea, noi am somat Guvernul României de atunci pe articolul 1, aliniatele 4 și 5 din Constituția României, referitor la separația puterilor în stat și la obligația respectării Constituției, să vină cu explicații față de poporul român vis-a-vis de această intenție de remaniere a dumneavoastră. Este declarație publică din 2019. Dar, domnul Ciocaniu, mi-am dat demisia pentru că am refuzat să fac jocul unor cercuri de interes. Nu aș vrea să depășim momentul. Nu pentru că urma remanierea. Nu mai puțin. Bucureștiul este în subordinea domnului Berechet. Domnul Berechet este comandantul suprem al polițiștilor din București. Prin urmare, tot ceea ce se întâmplă în București nu are legătură nici cu conducerea poliției române, nici cu conducerea ministerului, nici cu conducerea altor inspectorate județene de poliție. Cum de altfel, tot ceea ce se întâmplă în alte localități din România, în alte județe, n-au legătură pentru că au personalitate juridică și pot lua decizii. Greșit, domnul Ciocan, coordonarea. Greșit. Numai puțin. Nu face nimeni fără doctorul Despescu. Nici Berechet, nici Fețeanul la Gorj nici alții. Numai puțin. Că face sau că nu face este o discuție. Obligația prin lege pe procesul de management revine conducătorului instituției. Prin urmare, la București, directorul general, la inspectoratele județene, inspectorii șef, ce se întâmplă mai departe, care sunt conexiunile, noi înțelegem, publicul larg nu înțelege. Dar întrebați-i pe legea 544, vă mai spun o dată și încă o dată și de fiecare dată. Haideți, domnul Ciocan, doamne, haideți, vă bune. Sunt obligat am să vă răspund. Am transmis eu, direct către domnul secretar de stat Raed Arafat, uitați, o să caut mail-ul și o să-l prezint încă o dată, cum mă protejează pe mine când a apărut pandemia, cum mă protejează pe mine masca. În condițiile în care am luat toate tipurile de măști, la acel moment, pe care nu scria nicăieri treaba asta. Numai puțin. Și mi s-a explicat tot ce înseamnă SARS-CoV-2 de către domnul secretar de stat. În pandemonie, Ministerul Sănătății, condus de domnul Tătaru, acela care acum este în Parlamentul României și care i-a numit pe români ciumații Europei, un demnitar plătit de poporul din care face parte, a insultat poporul român care îl plătea pentru a-i asigura protecția sanitară, numindu-ne pe noi, pe toți, ciumații Europei. După care a fost recompensat cu o funcție de deputat. Evident. În Parlamentul României. Evident. Nu s-a ocupat departamentul pentru situații de urgență. Nu faceți confuzii. Serios? Serios. Păi, Ministerul Sănătății. Toate. Nu, nu, aici am greșit. Nu vă supărați, domnule Ciocan. Eu vreau să nu l-am văzut pe domnul Tătaru în fiecare seară la ora 11 când ieșea domnul Vela și cu tot cârdul de nebuni. Iertați-mă că spun asta. Exact la miezul nopții trebuia să pună din nou teroare pe populație. Să respecte regulile, să-și pună botnița pe gură, să nu iasă din casă că îi lovește COVID-ul, dar ei stăteau bine mersi și beau whisky și fumau în instituțiile statului. Sau erau pe la cârciumi, păi că știm și astea. Deci despre ce vorbim? Adică nu mai spuneți că domnul secretar de stat Arafat nu făcea asta, că dânsul era coordonatorul de tri. Dacă mă întrebați pe mine, Ministerul Sănătății în toată gestionarea pandemică
pe care am traversat-o cu toții, nu a existat. A stat într-un plan secund. În prim plan a fost domnul Raed Arafat ca singurul, unicul specialist în gestionarea situațiilor de urgență din România, care a creat grupuri de suport, a creat și a promovat planul de vaccinare. L-a pus pe domnul Gheorghiță în prim plan să se ocupe de el, ca la un moment dat sau în eventualitatea în care trebuiau identificați și responsabilii, domnul Gheorghiță să-și rupă gâtul. Despre asta este vorba. Eu sunt foarte interesată, nu în calitate de fost ministru, în calitate de român, să știu cine sunt vinovații care au gestionat atât de prost pandemia. Să știu cine s-a putut deda la grotescul pe care toți l-am traversat, cine a făcut ca românii să-și îngroape morții în saci de plastic, cine sunt responsabili. N-aș vrea să se închidă această poveste cum s-a închis și colectivul, că nu știm nici până acum tot ce a fost acolo, cum s-a întâmplat. Multe, multe pe care românii vor să le cunoască. Vor să știe, foarte mulți dintre ei, care s-au vaccinat, care sunt consecințele, ce îi așteaptă din punct de vedere fizic al sănătății dacă s-au vaccinat. De ce s-au îngrădit drepturi și libertăți în acea perioadă? Cineva este interesat să descopere și să spună românilor aceste adevăruri? Eu am cerut acest lucru public în condițiile în care vorbim de un cetățean străin care a primit cetățenia română. În condițiile în care știm foarte bine că până să-ți iei cetățenia, respecti fără doar și poate Constituția României. La acel moment când a spus, mai vedem noi cu Constituția. Nimeni nu-și poate permite să aibă un astfel de răspuns și este mai mult decât evident că în România nu avem un om care să pună în practică legile țării. Și este mai mult decât evident că decât cetățeanul de rând este pus la zid, în rest, alții pot să facă orice vor. Vă rog, domnule Bormanț. Aș vrea să completez pe doamna ministru. A spus că este, domnul Raed Arafat este un specialist ISU. Nu. Domnul Raed Arafat nu este nici specialist ISU, nu este nici specialist medic. Este un absolvent de medicină care nu, credeți-mă, are, că știu, nu are diploma luată. Și acum el se erigează în salvatorul nostru, că a ieșit el acolo și ne-a ținut cu forța în casă, cu sprijinul PNL, USR și Iohannis. Dacă l-ai avut pe ăștia trei în spate, normal că și-a bătut joc de oameni. Unde este COVID-ul acum? Acum când noi vorbim, că brusc războiul din Ucraina a șters COVID-ul de pe harta României. Paul, am să te rog frumos să vorbești când îți dau cuvântul. Te rog frumos. Scuze. Revin puțin la treaba asta. Toate achizițiile care s-au făcut în pandemie, este extrem de important să vedem unde s-au dus banii. Extrem de multe milioane de euro. Este extrem de important să vedem acele aparate care au fost luate și niciodată n-au ajuns în țară. Este extrem de important să vedem dacă toate acele combinezoane, toate acele izolete care au fost aduse în prim plan, toate acele mănuși, măși și așa mai departe, toate au fost în conformitate. Este extrem de important să vedem cursul banilor. Pentru asta există parchet, pentru asta există DNA. DNA s-a ocupat de domnul Diniță pentru pătrunjel, da? Dar pentru măștile și pentru tot ce a achiziționat domnul Arafat, se ocupă cineva. Ar trebui toată clasa că pentru dumneavoastră, iată, s-a ocupat DNA-ul. Asta ar însemna dacă s-ar ocupa DNA-ul. Ar fi toată clasa politică care a condus România în 2020-2021 ar trebui să fie acum la Rahova sau la Jilava. De asta nu se ocupă DNA-ul. La mine, la pușcărie, ar trebui să fie toți. Să punem mâna de la mână să mai ridicăm niște pușcării, cred. Bugetul țării este și din cauza faptului că Câțu și Orban au gestionat foarte prost perioada asta 2020-2021. Și de-aia noi acum nu avem bani de pensii pentru români, de-aia nu avem bani de salarii pentru polițiști și pentru polițiști de pe intenționari și pentru militari. Din cauza unor irresponsabili care au condus prost țara și ca să conducă prost țara, să se împrumute la o dobândă foarte mare, au inventat această pandemie să ne abată de la furtișagurile lor. Să văd și eu unde sunt miliardele date, exact cum spuneai tu, pe izolete, pe măști, pe vaccinuri, că au cumpărat câte 7-8 vaccinuri de persoană. Ce ori face cu atâta vaccinuri, nu știu. Unde sunt vaccinurile acum? Au expirat cui de se, mult. Cui se impută? Că dacă eu greșesc ca polițist, vaccin, se face o cercetare administrativă și eu răspund patrimonial și dau bani înapoi. Vreau să-l văd pe domnul aproape medic Arafat că dă și el cu subsemnatul și plătește vaccinurile. Pentru că sunt luate din banii oamenilor, din banii oamenilor care sunt acum la noi. Nu se întâmple lucrul ăsta, pentru că vă provoc să vă amintiți
că domnul Raed Arafat a ieșit public și de la nivelul funcției sale a cerut ca achizițiile pe pandemie să nu poată fi verificate. Vă amintiți? Da, mi-amintesc, dar nu e cumva o emisiune? Cum să spui tu procurorilor să nu fie anchetate achizițiile pe timpul pandemiei? Cine îi dă puterea domnului Arafat să spună așa ceva? De ce în n-a existat o reacție din partea instituțiilor care ar fi trebuit să aibă reacție? Este o altă discuție. Dar știți cum aș defini eu gestionarea pandemiei? Furt! Ca reducerea la tăcere a unui popor. Corect. Prin frica de moarte. Asta s-a exploatat. Și asta s-a obținut până la urmă. Și dacă ar trebui să continui ideea, că discutam, am plecat de la direcția medicală, păi vă anunț că am primit astăzi informația că acea direcție medicală tocmai își majorează numărul de posturi. În plină criză? Când nu se mai fac angajări în poliție, în penitenciare, în armată, în plină criză își majorează posturile? Ca și aia de la ASF. Asta e, bravo românilor că acceptați asta. Domnul Predoiu știe? Este de acord? Ce să știe? Domnul Predoiu se plimbă pe la Jai, se plimbă pe nu știu unde, dar de polițiști n-are nicio treabă. A spus că declară război drogurile. Unde este războiul domnului Predoiu? Drogurile sunt în continuare. Gabriela spunea, dacă merge acum în pasajul de la universitate, o să vadă acolo drogați. Dar nu doar, aici. Sunt extrem de multe. E un exemplu. Unde e domnul Predoiu în ecuația asta? Vreau un post de europarlamentar? Dar de ce credeți, doamna ministru, că nimeni nu își poate permite să-l înlăture pe domnul secretar de stat Raed Arafat, în condițiile în care, iată, vorbim de extrem de multe gafe pe care le vedem? Nu pot să-mi explic. Cred că există o înțelegere. Domnul Raed Arafat are o protecție, este evident. Poate să răspund serviciile secrete care de vreme acolo. Ce nu poate fi mișcat din acea poziție. Știți că este singurul secretar de stat care este șef al DSU printr-o ordonanță de urgență care îl nominalizează. De aceea spun că ar trebui să fim interesați de la cel mai înalt nivel pentru a răspunde românilor, nu pentru altceva. De cum a fost gestionată pandemia. În afară de alte lucruri care ar trebui să fie verificate, cercetate, de la achiziții până la ce vreți dumneavoastră în gestiunea domnului Arafat. Dar ca să revin, al doilea om. Și ultima gafă al doilea om de care m-aș despărți dacă aș reveni la Ministerul de Interne, să știți că ar fi Raed Arafat. Deși nu e în competența ministrului. Dar într-o situație ideală în care acest stat este condus de oameni responsabili. Vorbiți de România acum? Da, vorbesc de România. Eu sunt o idealistă, eu sunt o optimistă, eu cred că România mai are o șansă. Cu cine? Cu Ciolacu, cu Ciucă și cu Iohannis? Cu Cărna, niciodată. Da. Niciodată. Nu este la putere pe viață, să știți. Dar totodată revenim și la un subiect sensibil. Paul, dacă mai dorești să precizești ceva și trecem la un alt subiect, te rog. Ce să... Mi-aș dori din suflet să am posibilitatea să fiu într-o emisiune cu doamna Carmen Dan, cu doamna ministru. Adică. Să afle și colegii mei câte s-au încercat să se facă odată cu venirea dumnei, pentru că foarte mulți colegi polițiști și jandarmi nu știu că de fapt schimbarea a plecat de la dumnea ei și erau lucruri foarte importante și benefice, pentru că poliția română și jandarmeria română are copii buni, numai că nu are cine să îi direcționeze și să îi pregătească așa cum doamna Carmen Dan și apropiații și-au dorit când ne-am apucat la acele schimbări. Mi-aș dori ca domnul Despescu să plece, să nu mai fie. Și cred că cel mai important lucru este să spun tuturor că nu voi renunța. Am o fetiță acasă. M-au întrebat mulți de ce am căștile acestea roz. Eu mi-am dat seama știind că ai o fetiță, deci nu trebuia să mă mai întreb. I-am promis că ești după ce vin, dacă mă lasă la București iar la protest, voi veni acasă și voi accepta tot ce va cere ea și că nu voi renunța.
mă voi pregăti, am peste 50 de ani, dar nu o să plec din sistemul ăsta până nu voi reveni acolo unde este locul meu, pentru că la primul meu protest, și tu știi, când domnul Despescu îmi spunea, Paulică, te internezi la Gerota sau te dau afară, mama mea a decedat. Și pentru toți părinții și pentru toți copiii din țara asta, nu voi ceda. Îl fac apel public la toată lumea. Nu am nevoie de nimic, de bani, decât să se roage pentru sănătate. Și îi promit domnului Despescu că inclusiv peste 2 săptămâni iau o pauză, pentru că fetița mea este în vacanță și i-am promis că tati nu o să mai pleci la București. Nu o să mai plec, dar după 2 săptămâni voi reveni în București zi de zi. Zi de zi. Acest minister, poliția română, trebuie să revină acolo unde este. În sprijinul cetățeanului, nu am cerut prin acele programe de pregătire decât să învățăm să comunicăm cu cetățeanul, să fim autoritari când ni se impune, să fim profesioniști, să știm să ne impunem în fața tuturor, așa cum am depus un jurământ. Și nu voi renunța. Îi mulțumesc lui doamnă Carmen Dan că a încercat, măcar a încercat și a fost singura, încă o dată, repet, care a avut ce alți ministri nu au în pantaloni. Felicitări, doamna ministru. Și îmi doresc o emisiune cu dumneavoastră strict pe munca de poliție, să, cu acceptul Gabrielei, când dorește cu Gabriela. Drag. Cu mare drag, sunt multe subiecte cu privire la acest lucru. Doamna ministru, ce l-ați sfătuit pe Paul? Iată, cunoscându-i povestea. Să nu renunțe, evident, dar nu pare deloc un om care renunță, este un luptător. Și chiar îndrăznesc să sper că după 4 ani de zile va obține ceea ce merită, pentru că îmi place să cred că nimeni nu va îndrăzni să îi facă vreun rău pentru că a avut curajul să spună ce îi se întâmplă. Păi deja îi fac. Oricum vom urmări ce se întâmplă, vom urmări situația dumneavoastră. Mulțumim, Paul, seară frumoasă alături de cei dragi. Mai sunt subiecte, vreau să fac apel la colegii mei, dacă putem prelungi emisia cu 30 de minute, pentru că nu vreau să nu discutăm ceea ce ne-am propus și sunt extrem de importante temele. Aștept răspunsul vostru, dragi colegi. Da. Vorbim, da. Drept urmare, pauză publicitară, revenim. Mai sunt câteva aspecte și ceea ce doare cel mai tare pe mulți telespectatori, vrem să știm ce s-a întâmplat în 2018. Doamna ministru ne va răspunde și probabil că veți asculta și opinia dânsei. Probabil că veți afla adevăruri pe care presa din România nu au vrut să vi le ofere. Publicitate, revenim imediat. A vorbit de 10.